prima impresie cu BMW S1000XR, un sport touring. Hai să-i dăm drumul. Avem aici un mare display, e contactless, nu trebuie cheia, doar punem contactul și dăm aici la automat. Asta după ce ridicăm cricul. Nu e neapărat genul meu de motocicletă, dar am zis să facem un test, să vedem cum e. Are quick shifter, doar pe urcare. Un mare display. 165 de cai, motor de 1000. Dar e foarte mare. E atâta vaca. Avem suspensie ajustabilă, mai multe moduri de condus, Road, Dynamic, Dynamic Pro, Rain, o să lăsăm pe Road. Avem și Cruise Control, setat pe 70 la oră, ține singur viteza, fără mâini. Este foarte confortabilă motocicleta asta. Și trage, are putere. Odată cu vârsta, faci ajustări din astea în viața ta. Nu mai mergi pe sportivă, mergi pe sport touring. Se pare că sunt foarte înalt. 6 trepte de viteză. Frânele mi se par foarte bune. Frânează foarte bine. Are și un pachet de carbon această motoretă. Are și o toba Krapovic, care vin direct de la BMW. Mi se pare foarte mare, o spun încă o dată. Probabil și pentru că nu sunt eu obișnuit pe genul ăsta de motorete. Se aude frumos. Când se turează, se aude frumos. Chiar are putere, chiar trage. Adică mi se pare că este peste un motor de 600 la feeling. Chiar dacă e atâta vaca. Hai să vedem cum ne descurcăm printre mașini. E cam mare. Am zis de atâtea ori că e mare. Are manșoane încălzite. Se activează de aici. Așa cum așteptam, nu prea ai loc printre mașini. Na, totuși nu ești cu un scooter. Capacitate rezervor 20 de litri. Hai să ne jucăm puțin în meniu. Total kilometri 754. Consum 6.9. Brachează foarte mult și asta o face foarte manevrabilă. N-are valențe sportive, dar se mișcă bine. Presiunea față, presiunea spate în anvelope. Super tare asta. La sport, să vedem ce avem.
A, ce tare, ne arată turația. Ha, mișto. Are și ceva sisteme pe ea. Îmi place că are quick shifter pe urcare. Îmi place cum se aude toba după 5.000 de ture. Foarte mișto se aude. E mișto afară, 20 de grade, cald. Hai că pe aici poate avem loc. Ia să vedem. Bă, dar ce mare mi se pare. Nici nu prea am mers eu pe genul ăsta de motociclete. Ai super vizibilitate pe ea. Da, nu mă văd mergând pe așa ceva. Cel puțin momentan. Nu e stilul meu. Hai, bun. E infinit mai confortabilă decât o sportivă. Ne place sau nu ne place? S1000XR. Ne place, doar că nu e genul nostru. Are putere, e comodă, e înaltă, mai multe moduri de condus, suspensie ajustabilă, manșoane încălzite, cruise control, toate sistemele ABS, DTC, quick shifter. Probabil că nu-ți trebuie nimic mai mult. Doar că nu e genul de motoretă pe care să merg eu. Avem și claxon. Mi se pare că are un mic lag. Când accelerezi, accelerează mai greu. Foarte manevrabilă. Zici că e bicicletă. Pe cât e de mare, pe atât de manevrabilă e. Doar că n-ai loc să te bagi printre mașini, aia e problema. Nu că nu e manevrabilă. În meniu mai avem ce să vedem? Cu ce să ne jucăm? Nu prea. Îți ia ochii cu display-ul ăsta mare. Dar prea multe chestii nu face. Hai să dăm înapoi pe sport, că ne plăcea cum se vedea. Aici. Ia să frânăm mai tare. Intra besul. Probabil poți să mergi 1000 de kilometri cu motocicleta asta fără să te simți obosit. Atât de comodă mi se pare că e. Aici avem un mic compartiment să punem cheia. Ha, ce mișto. Destul de moale ambreiajul. E plăcut, deși nu e hidraulic, e pe cablu. Absorbe foarte bine bumperele. Wow, cât de mult brachează. Incredibil. O oprim, doar apăsăm butonul. Dăm cricu jos. Are 260 de kg, dacă nu mă înșel. Are pachet M, adică astea sunt de carbon. Arată foarte bine. Asta aripa față de carbon. Aripa spate tot de carbon. Toba asta, superbă. Foarte mare e. Cam așa arată. Vă, cum vi se pare? V-ați luat așa ceva? O văcuță din asta. Mă bucur că am avut ocazia să o testez, să văd cum e. Mi-aș lua așa ceva? Nu. Dar nu pot să zici că nu e o motocicletă mișto. Da, nu e de mers ziua până oraș. Așa cum am mai spus și despre sportive, care oricum sunt mult mai mici, mersi.
Asta mi se pare foarte mare. Da, nu e o motocicletă cu care să alergi, e o motocicletă cu care să mergi frumos, liniștit, ceea ce nouă nu ne place. Deci e mișto, dar nu pentru mine. Să și alții. Hai să setăm cruise control-ul, să vedem cum se comportă la 90 la oră. Mâini libere, te poți odihni. Deci da, despre asta a fost S1000XR. Sper că v-a plăcut. Lăsați părerea voastră în comentarii.